Salut, sunt Vlad de la tutorialevideo.info și în acest tutorial vom vorbi despre Java. Mai exact, vom vorbi despre această vulnerabilitate și anume cum dezactivăm Java în browsere, pentru că este important ca în momentul de față să-l dezactivăm ca să nu fie vreo problemă. Oricum, cei de la Java au promis că zilele acestea vor lansa un pack, da, un patch pentru a rezolva această problemă, da. Avem linkuri aici pentru Safari, vă invit să căutați pentru Firefox și pentru Google Chrome. Ei, astăzi eu voi transpune aceste două metode pentru Firefox și Chrome într-un tutorial video. O să închid aici, haideți să începem cu Google Chrome. Am deschis și eu un Google Chrome portabil, acesta. Da, și vom scrie în bara de adrese Chrome 2.2 slash-uri plugins. Dăm Enter. Ajungem aici, apoi dăm un Control F, da, Find și scriem Java. Și avem aici Java TM. Dăm Disable. Mai căutăm dacă mai e vreun Java pe aici. Gata. Acum închidem browserul, îl redeschidem ca să ne asigurăm că s-a făcut cu succes dezactivarea. Chrome 2.2 slash plugin, să vedem dacă este dat pe disable. Este disable. Închidem. Haideți să vedem și pentru Firefox. Am accesat aici Firefox-ul. Ce facem? Apăsăm Alt, mergem la Tools, apoi mergem la Addons sau apăsăm Ctrl Shift A. Și avem aici Java Platform SE 7 bla bla bla. Java Platform SE 7 un nou is now to chaos security or stability issues. Chiar ne spune în acest browser că acest plugin poate să ne afecteze securitatea. Dăm disable, da, l-a dezactivat, mai avem un Java pe aici. Mai căutăm să vedem, uitați, mai avem un Java, dar la development sau acest Java Toolkit nu ne afectează, doar acesta avea o problemă. În momentul în care cei de la Adobe sau nu Adobe, cei de la Java, de la Oracle, va lansa un patch, veniți aici, îl activați și instalați acel patch. Cam atât a fost pentru tutorialul acesta. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată. Eu am fost Vlad, voi sunteți la tutorialevideo.info. La revedere!